Salut tuturor, eu sunt Alex și bine v-am regăsit cu un nou video pe acest canal. De data aceasta începem o nouă serie care se numește Top 10 lucruri despre, unde vă voi prezenta 10 lucruri despre diferite lucruri, țări, continente, diferite companii și da. În acest episod vom enumera top 10 lucruri despre Franța, așa că hai să dăm drumul. Simbolul Parisului este turnul Eiffel. Măsoară 320 de metri, a fost construit în anul 1889 de către arhitectul Gustave Eiffel. Cred că toți știți cum arată turnul Eiffel, adică arată așa. Și după părerea mea, turnul Eiffel este o clădire super faină pe care chiar aș vrea să o vizitez. Muzeul Louvre a fost construit de-a lungul la peste 600 de ani. Cea mai lungă tomie din istoria Franței a fost al lui Ludovic, timp de 72 de ani. Trenul de mare viteză TGV a doborât recordul de viteză în anul 2007, mergând cu 574 km pe oră. Masa de prânz a francezilor durează 2 ore, iar în orașele mai mici se poate prelungi. Francezii consideră că mâncarea trebuie consumată cu aceeași grijă cu care este pregătită. Tradiția pomului de Crăciun a început în partea de est a Franței. Inițial s-o foloseau fructe și flori de decor. Maplas este primul canal tunel construit pe Tera. Se află în sud-vestul Franței. Kilometrul zero al Parisului se află în piatra din fața catedralei Notre-Dame. De aici începe să se micșoreze lungimea drumurilor naționale ale Franței. Pâinea în formă de baghetă este cea mai mâncată pâine din Franța. În mod greșit este atribuită francezilor. Această pâine a fost adusă de fapt de către austrieci. Cartierul Montparnasse din Paris este cunoscut pentru trecutul și prezentul său artistic. Aici au locuit artiști precum Picasso, Constantin Brâncuș. Bun, deci cam atât cu acest episod din această serie, oameni buni. Eu am fost Alex, nu uitați să apăsați pe butonul de like dacă mai vreți episoade din această serie. Și da, până data viitoare, numai bine! Pa, pa!